Două minori au trăit clipe de groază aseară după ce garsoniera în care locuia un chirie în Bistrița a fost spartă. Hoțul a forțat ușa și a furat un laptop și un aparat foto. Câțiva vecini au văzut ce se întâmplă, dar nu au acționat în niciun fel. Polițiștii încearcă acum să dea de urma hoțului. În urmă cu aproximativ o lună, două fete din Lechința, una de 15 ani, iar cealaltă de 17 ani, s-au mutat în chirie într-o garsonieră din Bistrița. Minorele studiază la Colegiul Național Andrei Mureșanu, iar părinții acestora au decis că e mai bine pentru ele să stea în chirie decât să facă naveta. Nici o clipă nu s-au gândit că fetele lor ar putea fi puse în pericol, mai ales că au ales o zonă liniștită. Aseară însă, când cele două tinere s-au întors de la cursuri, au găsit ușa garsonierei deschisă. Au intrat în casă și au observat că le lipsește laptopul și un aparat de fotografiat. Vecinii spun că au văzut un tânăr care bătea insistent la ușă și cu o cheie încerca să deschidă iala, dar nu le-a trecut prin cap că ar putea să fie un hoț. Am văzut un băiat că a bătut la ușă, a probat cu cheia ușa. Nu știu cine e, nu l-am întrebat. Dacă a probat cu cheia, eu am crezut că cunoște, intră la cineva. Mă gândeam că dorme cine înăuntru. Și? Și bate până se trezește să-i deschidă. Numai acolo, la noi, nu? Numai acolo, că chiar o bătut are. Știți cumva, a fost proprietar aici, a fost chiriaș? Nu știu, nu știu. Nu ați putut recunoaște, așa-i? Una dintre fete și-a anunțat imediat mama, care apoi a alertat poliția. Oamenii legii au ajuns la locuința fetelor, au constatat furtul și au început o anchetă pentru prinderea hoțului. Un aparat digital și un laptop s-a furat. Știu că s-a furat din cameră până se controlează exact toate dulapurile și să vadă care ce au avut prin dulapuri, să dacă le găsesc, dacă ce, nu știu, valori dacă au avut, abar nu am, dar trebuie să apară taică-sul și atunci, după ce pleacă poliția, o să verifice sertarele, să le... Să facă inventarul. Da, să facă inventarul, să vadă ce le lipsește. Primul rând am schimbat butucul sus la iale, dar iale le-am îndouă, care erau sub defecte din ele și ne-am înlocuit. Și ne-am uitat la închizător, la geamul, de astea nu au fost probleme, nu ne-am gândit că să ajungești. Vă fost teamă de proștii chiriași să nu aibă cheie de la butuc sau...? Păi, nu mi-a fost teamă, că nu i-am cunoscut. Garsoniera era neînlocuită când am venit noi să închiriem. Și proprietarul, nu... Am discutat frumos, nu am crezut că o fi probleme cu asta. De aia ne-aș asigura și am schimbat dialul ăla și în sus și jos. Oamenii legii fac în continuare cercetări pentru a-l identifica pe autorul furtului. Astăzi, în jurul 19:30, am fost sizat prin apelul de urgență 112 despre faptul că pe strada Panaicerna s-a spart o locuință. Am deplasat la fața locului, unde am constatat că locuința respectivă a fost forțată, iar din interior s-a sustras un laptop și un aparat de fotografie. Cum s-a intrat înăuntru? Înăuntru s-a intrat prin forțarea ușii cu un cord dur, iar încuietarea a cedat, astfel că s-a reușit să se pătrundă în interior. Părinții celor două au luat deja toate bunurile din garsonieră și sunt hotărâți să-și ia fetele acasă.